foarte bun, ne amintește că Dumnezeu a creat femeia pentru a spune povești. Dar cine mai scrie? Cine mai citește? Cine mai crede azi, oare, într-o poveste? Poate noi, cei care suntem în această seară prezenți aici, la Teatrul Tineretului, mai credem încă în puterea cuvintelor, mai credem încă în povești. Bună seara și bun venit tuturor într-o poveste, într-o poveste de Crăciun. Se spune că săpada este făina din care își face Dumnezeu iarna îngerași. Și uneori, bătrân fiind, el cerne mai mult. Iar această zăpadă, făină, cade și la noi jos, pe pământ. Cade pe case, pe copaci, pe gene, pe obraj, iar unii fulgi mai îndrăzneți ajung până pe tărâmul sufletului omenesc. Și aici ei se topesc. Ce fac oamenii cu picăturile fulgilor topiți? Fac îngerași, numiți copii, care în această seară v-au pregătit cântece, colinde, dansuri, poezii, desprinse dintr-o magie, desprinse dintr-o poveste de Crăciun. Haideți să facem cunoștință cu îngerașii fulgi de nea, respectiv elevii Școlii Populare de Arte, secția Canto Popular și Muzică Ușoară, alături de ansamblul folcloric Comorile Neamțului și elevii de la Palatul Copiilor, pregătiți și susținuți de doamnele profesor Șerban Georgiana Axinte și Anda Elena Trăitoriu. Subsemnata Sabina Blanariu vă dorește o seară de poveste. Mulțumim frumos! Contează foarte mult aplauzele noastre pentru cei prezenți aici, pentru dumneavoastră, pentru copilași. Vă mulțumim din suflet pentru căldura de care dați dovadă și cu care ne întâmpinați. Dar aș vrea să știu, am văzut în spatele meu, sunt copilași. Cred că majoritatea din Piatra Neamț sunt aici în spate. În sală mai avem vreun copilaș? Eu zic că am putea totuși începe, dar lipsește un personaj, cel mai drag, cel mai iubit, în special în perioada aceasta, de Crăciun. Voi bănuiți cine ar mai trebui să fie prezent în această seară aici? Ia să vedem băieții dacă știu, doar băieții, cine ar trebui să fie alături de noi? Haideți să-l întâmpinăm cu căldură, cu aplauzele mânuțelor voastre, copilași, că el e bătrân, e surd și nu aude și tare am vrea să fie în această seară alături de noi. Îl invităm în scenă pe Moș Crăciun. Haideți, copilași! Îl mai aplaudăm, îl întâmpinăm cum se cuvine. Are multe daruri în spate și sunt sigură că a parcurs un drum lung și greu până să ajungă la noi aici. Bună seara, bună seara! Îl așteptăm, au spus că ar fi bine să începem, să vedem. Vine, vine Moș Crăciun! Dragă moșule, te invităm aici sus, pe scenă, alături de noi. Tu ești darnic și ne dăruiești de 2000 de ani cadouri. Iată că în această seară ți-am pregătit și noi surprize, daruri multe, poezii, cântece, colinde. Copiii sunt emoționați și dornici să te întâlnească.
De aceea te rugăm pe cei mai emotivi să îi încurajezi, iar pe cei obraznici și care mai fac năzdrăvăni au promis că în anul ce va veni vor fi puțin mai cuminți și mai ascultători. Bună seara și bine ai venit alături de noi, Moș Crăciun! Începem. Sunteți de acord cu mine? O invităm în scenă, în aplauzele și în inimile dumneavoastră, pe domnișoara Ilia Adriana, care ne va introduce în feria poveștii de Crăciun. Mulțumim tuturor! O seară plăcută! Now
Eu vă mulțumesc pentru vizionare! Eu vă mulțumesc pentru vizionare!
Și să-mi vii o dată în floare, e ajuta de tacărare.
Oh,
că l-am făcut prinder pentru el, mai interer era. Păi mă cuprinder pentru el, mai interer era. Dar dracu, mă gând frumușă, interer era. Hai, da, hai, pătiță, hai, să mă lăsă, mă, dar trebuie să mănânc fără frică, că ăsta nu știu rică mai. Și așa, și eu frumoasă, tererera, tătașul pe ce fere chelează, tererera. Ui, 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 pe picioara, să ne lua ca să ne ora, să ne lua, dar uite așa, eu joc cu pătița mai, și așa. Hai da, hai da, și-o codată, tot cu țărări ne-am scarbat, cu de mică se pătează, tererera. Hai și la poru și la lucru, eu la tăte, nici de frunte, eu te iute, ca să văd că tererera. Thank you.
flori, se mandă cu drag și doresc măi. Asta fără și vă cânt, dar n-am vățat bunul s-o cânt, măi. Cine are bune știe ce înseamnă bucurie, I'm not afraid.
Nu ar fi fost posibilă dacă nu ne-ar fi susținut și încurajat câteva persoane cu inima generoasă. Înainte de a trece la lista mulțumirilor care cu plecăciune o vom rosti, vreau să vă spun că ne-am introdus un pic în spiritul Crăciunului așa cum îi stă bine românului, însă în spate se pregătește o surpriză în ceea ce privește sufletul omului, căci trebuie să cântăm și să ascultăm colinde, căci ele ne apropie sufletul de staulul Domnului. Așadar, urmează o surpriză pregătită de aceiași copilași fulgi de nea. Și acum să rostim mulțumirile de rigoare pentru Consiliul Județean, Primăria Piatra Neamț, un aport considerabil l-a avut și Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare, elegant reprezentat de doamna Carmen Elena Anastasă, pe care o invităm în scenă, aici, în aplauzele dumneavoastră. Și avem din partea lui Moș Crăciun un mic dar pentru dumneavoastră. Crăciunul nu înseamnă doar a primi, ci în principal a dărui. Să învățăm să dăruim din nou bucurie, nu doar daruri, și să fim alături de cei care au nevoie de noi. M-am uitat la tot spectacolul cu atenție, am văzut pe cei mititei cât de bucuroși erau că ne oferă ceva frumos și ar trebui noi adulții să învățăm din nou de la ei, să ne bucurăm de sărbători. La mulți ani, sărbători fericite, și să sperăm la un an mult mai bun. Mulțumesc încă o dată pentru surpriză. Mulțumim frumos! De asemenea, acest program nu ar fi fost posibil fără copilașii care se pregătesc în cadrul Palatului Copiilor din Piatra Neamț. Mulțumim și Asociației Consiliului Național al Organizatorilor de Festivaluri Folclorice. Mulțumim domnului director al Teatrului Tineretului, Liviu Timuș, și întregii sale echipe. Mulțumim băieților de la Sunet, de la Lumini, de aici, de la cortină din spate, este o muncă considerabilă. Mulțumim domnului maestru Grigore Niță, care se implică atât fizic cât și sufletește pentru promovarea
artei în rândul copiilor și tot ceea ce înseamnă dragoste pentru folclor și tradiție. De asemenea, mulțumim părinților dumneavoastră că trebuie să recunoaștem, este o perioadă grea, este greu să alocați timp, costuri pentru costume, pentru program, de asemenea copiii în loc să stea la calculator sau poate la film, se duc și repetă, ceea ce, sincer, vă mărturisesc, aveți tot respectul meu personal pentru ceea ce faceți pentru copiii dumneavoastră, pentru copilăria pe care le oferiți. Doamne ajută să fiți sănătoși, să îi puteți susține în continuare. Este minunat, îmi pare rău că nu vă pot spune mai mult decât ce se întâmplă aici în culise. Este minunat ce se întâmplă, se învață să fie organizați, disciplinați, se învață să respecte, să trăiască frumos prin cântec, dans. Tot respectul și admirația noastră, dragi părinți. Doamna Monica Sofron, pe care o invităm pe scenă alături de noi să ne adreseze un cuvânt, două, trei. Dumnezeu se ocupă, se dedică, din câte am înțeles, trup și suflet copiilor cu probleme. Iar în această seară am dorit să strângem fonduri pentru a putea efectua recuperare la domiciliu a copiilor cu dizabilități din Piatra Neamț. Un mic gest de la fiecare face enorm pentru acești copilași. Știți cum e o vorbă? Și oceanul din picături e format. Picătură cu picătură putem să aducem căciunul în inimile și în casele acestor copilași care, cred eu, par a fi lipsiți de copilărie. Crăciunul înseamnă magie și, cum a spus foarte frumos doamna Carmen Năstas, înseamnă și bucuria de a dărui, nu doar de a primi. Ne-am dorit, cu ajutorul dumneavoastră, să putem dărui din nou speranța în inimile părinților acestor copii mai puțin avantajați de soartă și să li se împlinească un vis, să meargă, să cânte, să danseze. Putem face această minune, chiar dacă pare imposibil, cu un mic gest, cu o mică atenție din partea noastră, cu o dăruire. Fiecare putem face minuni dacă dorim. Mulțumim mult organizatorilor, mulțumim mult doamnei Georgiana Axinte că ne-a oferit posibilitatea să participăm la acest spectacol. Mulțumim doamnei Carmen Năstase, mulțumesc din suflet prietenii mele, doamna dr. Daniela Marcoci, care este motorul acestei asociații. Eu sunt sufletul, ea e motorul. Și cu ajutorul celor din jur, cu gesturi mici, putem face mult. Mulțumim din suflet. Crăciun fericit! Mulțumim și noi, sărbători binecuvântate! Înainte de a da cuvântul Colindei, aș încheia cu o poezie care este menită să umple la acea cheiță din sufletul nostru. Să nu uităm pe cei sărmani acum, când pregătim fantasme, colinde, braz și cozonaci și sacul moșului din basme. N-ajunge un singur moș Crăciun pentru copiii care așteaptă să vină el, cel sfânt și bun, în lumea pururea nedreaptă. Un moș Crăciun s-ar cuveni să bată în fiecare fereastră, să dea acestor triși copii întreagă datoria noastră. Dar haideți să ne hotărâm ca la această sărbătoare să vină el de pe acest tărâm, un moș Crăciun la fiecare. Și eu, și tu, și el, și ea, cu viscolirile celeste, la noapte ne vom transforma în moș Crăciunii din poveste. Și să avem în minți mereu că peste ori și ce păcate, un moș e însuși Dumnezeu ce ne învață aceste toate. Hei, omule, cu suflet bun, frumos e rostul ce-ți revine, să fii și tu un moș Crăciun al celor mai sărmani ca tine. Adrian Păunescu. Thank you.
colosul spălângă lună. Colosul spălângă lună. Cori de mi, Doamne, mândrizare să-l lași în casă.
Cristina, de-o mâncată de spărina. Și nu uleghe-a pușeței, pe roate, în roate, capra mea. Thank you.
mare sufletare și tot ce simte nu-s cuvinte. Copiii vin din rai, părinte, să-l iubești cât o să-l crești. Dragi copilași, pentru că l-ați încântat pe Moș Crăciun în această seară, are pentru fiecare câte un da. Există o țară prea frumoasă, în gând te-ntorci ades la ea, strigat de maica ta la masă, ori invitat de o viorea. O țară în care grănicerii sunt greierași și cei verzi, și în loc de pașaport se cere să spui la vamă poezii. Cât e de bine, cât e de bine să te joci copil mereu. Oare cu cine? Oare cu cine se jucase Dumnezeu când era copil? Există o țară din poveste în care tu ești împărat. O țară unde totul este, iar craiul umblă descălțat. Și unde nu e luni sau vineri, ci numai ea, duminica. O țară în care veșnic tineri sunt și tatăl tău și maica ta. Cât e de bine, cât e de bine să te joci copil mereu. Oare cu cine? Oare cu cine se jucase Dumnezeu când era copil? Grigore Vieru. Vă invit să aflați răspunsul în seara de ajun. Dumnezeu să-l ierte, iar dumneavoastră sărbători binecuvântate, sănătate copilașilor, părinților, bunicilor, tuturor celor prezenți în această seară magică, într-o poveste de Crăciun.